Salut! Sunt Emi și astăzi vreau să vă prezint o navigație pe care am cumpărat-o de pe AliExpress în urmă cu 4 luni. E pe un Passat B6 și vreau să vă zic o părere sinceră după 4 luni de utilizare, o părere pe care n-am găsit-o pe internet și poate m-ar fi ajutat când am achiziționat. Pro. E destul de ieftină. Au fost 420 lei tot transport. Are meniu interesant. Poți să-ți instalezi orice aplicații ca pe un telefon Android. Are niște gimmick-uri interesante, ce îți arată viteza tot timpul. Uitați un pic pe meniu. Aici la setări. E modelul cu 1 GB de RAM și 16 GB memorie internă. Are Android 9, procesor A7 1,3 GHz cu 4 nuclee, un amplificator tra la 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 de 50x4 și display-ul are rezoluția de 1024x600. Așa. Ce vreau să zic? Contra. N-am știut și dacă aș fi știut, m-aș fi gândit mai multe ori să o cumpăr sau nu. Dacă folosești playerul Pisti 20, are volum 30, de exemplu. Dacă îl folosești Pisti 20 mai mult de, nu știu, 2-3 minute, se supraîncălzesc finalele și face un sunet foarte, foarte nașpa, adică îți distorsionează toată muzica și nu poți să asculta la calitate maximă. Ăsta ar fi cam singurul minus pe care l-am găsit până acum. Și încă unul. Dacă mașina ta are cambus care nu se termină în litera E, la Passat mă refer, cred că și la Golf și la altele, eu zic strict la Passat, nu o să fie compatibil chestia asta. Focalizeze. Uite așa. Deci nu o să-ți preia valorile mașinii. De exemplu, ai aici parcă. Stați o secundă, să găsesc aici. Aici ar trebui să-ți arate cât motorină mai ai, temperatura exterioară, dacă e frână de mână trasă, centuri, la la la, toate chestiile astea. Turația motorului, viteza. Ei, nu o să le arate pentru că nu poate să decodeze chestia asta, din cauza cambusului de mașină. Așa că o să trebuiască să renunți la ele. Totodată, dacă nu o să-ți meargă chestia asta, nici navigația nu o să se închidă singură și o să trebuiască să faci o improvizație, cumva să legi navigația exact pe contact. Uitați, eu când scot contactul, ca să ia curentul, să nu rămână pornită. Ei, și așa, ea după 10 minute încă o să mai meargă. O să, dacă te uiți atent, o să vezi în background că încă merge. Își dă shutdown și tot pornește. Da, nu e de speriat pentru că după 10 minute sau 15 minute, ceva de genul, mașina oricum taie tot curentul și o să fie ok. Nu o să se tragă din baterie sau ceva de genul. Încă ceva. Ca să iluminezi butoanele astea, cu chestia asta, mergea automat. Adică când aprindeai luminile, se aprindeau și la mașinuța asta luminile și tot era ok. Și scădea intensitatea automat. Ei, nemergând cambus decoderul ăla, o să trebuiască să faci și aici o improvizație, să legi tot pe contact și luminițele astea, ca să le vezi, ca să fii pornit tot timpul. Și noaptea, ca să nu te deranjezi, aici brightness și de aici poți să selectezi luminozitatea. O să trebuia să o faci manual, în normal era automat. Cam asta ar fi principalul lucru. Dacă îți dorești o navigație, poți să mergi cu Waze-ul, cu Google Maps sau chestii genul ăsta. E super, n-ai nicio problemă, are antene GPS, are tot ce trebuie. Dar dacă vrei să asculti muzică un pic mai tare și n-ai un ton de bas, ca să dai în altele pe boxe și joasele pe tun, o să se încălzească foarte repede finalele la navigație și nu o să meargă, adică o să-ți bârâi într-un hal fără de hal. Dar în rest, Bluetooth ok, tot ok. Și un giga chiar e mai mult decât îți trebuie. Și la prețul ăsta eu zic că e destul de ok. Sunt sigur că sunt și mai ieftine. Dar, per total,
singurul de avantaj mare pe care l-am găsit și dacă aș fi știut m-aș fi gândit de mai multe ori, e faptul că nu poți să ascult muzică tare mult timp. Ei, și așa, oricum, când conduci, se presupune că n-ar trebui să asculti muzică tare mult timp. Dar e de luat în considerare. Dacă vrei strict doar o navigație, să-i dea un aspect mai modern mașinii și să aibă mai multe funcții, e ok. Dacă vrei muzică și aspect și tot ce vrei, mai degrabă ți-ai un RNS 510, cred, din ce m-am documentat eu, sau ceva OM, sau ceva mai scump, ceva mai de calitate. Cam asta a fost părerea mea despre această navigație. Dacă aveți întrebări, lăsați în comentarii și eu o să încerc să vă ajut pe cât posibil. Numai bine!